Bună seara, stimați telespectatori, și bun regăsit la interviul de 5 stele. Vă invit să urmăriți cu foarte mare atenție acest interviu, pentru că mă aștept să fie o poveste foarte inspirațională. Pentru mine așa a fost atunci când am citit despre prima femeie româncă pilot de vânătoare, prima femeie româncă care a zburat cu un avion supersonic. Este vorba despre locotenent comandor Simona Maierean. Mulțumesc foarte mult, Simona, pentru această oportunitate. Bună ziua și mulțumesc pentru invitație. E o onoare și pentru mine să fiu invitată dumneavoastră la această emisiune. Pare așa povestea ta desprinsă din filme sau din cărți. Mă gândeam, nici nu știu unde s-o trimit. Există un film care se cheamă Oameni de Onoare, Men of Honor, în care joacă Cuba Gooding Jr., primul scafandru de culoare și care a făcut foarte multe eforturi să obțină acest statut în America acelor ani în care existau niște dificultăți, dar tu spui foarte frumos, avionul nu știe dacă ești femeie sau bărbat. Exact, cred că asta a fost, să spunem cu ghilimele de rigoare, norocul meu. Și la vremea respectivă nici eu nu m-am gândit dacă e asta o problemă. Lucrurile și discuțiile au început să evolueze și să se construiască practic după acel eveniment care a început să fie public. Inițial, pentru mine era ceva ce îmi plăcea să fac, pentru care muncisem, pentru care parcursesem un traseu, venea firesc. Ai început foarte tânără să zbori. Nu foarte tânără, dacă ne uităm în urmă, pentru că zborul, acum apropiindu-mă de 40 de ani, mă uit și zborul e pentru tineri. Am început la 19-20 de ani să zbor și până atunci nici măcar nu fusesem pasager într-un avion de linie. Deci a fost primul meu contact cu zborul și a fost în full mode, adică... Ce te-a convins să te duci și să iei lecții de zbor? M-am înscris la Academia Forțelor Aeriene, acolo am dat examele și am început pregătirea și pe partea de zbor. Deci n-ai început civil? Nu am început civil, nu, asta spun. Să zbori pe Cessna sau cum se cheamă? Pe Cessna, acel... da. Nu. Am zburat pe ea cu 52, a fost primul avion de antrenament. Foarte fain avion și mi-aduc foarte mare drag aminte de perioada aia, pentru că acum, privind în urmă, perioada respectivă a fost chiar ușoară, ca să spun așa, și plăcută. Dar nu am avut, cum am spus, contact înainte cu aviația. Și Academia Forțelor Aeriene, de ce? Pentru că am vrut să zbor și când mi-am evaluat opțiunile printre a 11-a, a 12-a, am zis, ok, unde merg. Pentru mine, la momentul respectiv, școala civilă nu era opțiune, era foarte scumpă. E prohibitivă, din mai mic punct de vedere. Da, și m-am interesat unde se mai zboară în țară. Deci, iată că banii nu pot să fie neapărat o barieră dacă ai un vis. Adică poți să te uiți, ok, ce-mi doresc de fapt? Da, îți cauți opțiunile. Și în funcție de ce ai la momentul respectiv, îți evaluezi opțiunile și încerci. Eu n-am fost convinsă că voi intra, dar am zis că trebuie neapărat să încerc. În clasa 12-a, după ce am dat, că atunci încă se mai dădea admitere la facultate, am dat la vreo alte patru facultăți examen. Pentru că să stau acasă nu era opțiune, deci trebuia să fac o facultate. Dar dacă nu aș fi intrat aici, n-aș fi trecut testele, aveam alte opțiuni. Sunt grele testele de intrare, cum ai văzut? Au fost, da, au fost destul de grele, nu mai știu exact, eram vreo 30 și ceva de candidați în săptămâna respectivă și am trecut vreo 4 sau 5 până la final. Sunt destul de grele și unele le treci sau nu le treci, adică nu prea ai cum să te pregătești pentru ele, pentru că așa ești construit fizic. Sunt niște aptitudini sau? Da, de exemplu, la barocameră este o cameră care simulează că te ridică la o anumită altitudine, face efort, faci niște exerciții de concentrare, calcule și așa mai departe. Unii reacționează bine în lipsa... Bine. Tolerezi lipsa oxigenului și organismul tău duce și ești capabil să faci și un efort într-o anumită măsură, inima să-și revină și așa mai departe, să și raționezi, să faci niște calcule și să-ți menții luciditatea. Alții nu. Și atunci nu aveai de unde să știi cum vei reacționa. Pur și simplu te testează, treci bine, nu treci. Și acele forțe G? Acele forțe G nu se dau la admitere.
Ele sunt, e o testare specifică pentru cei care intră la aviația de vânătoare și în speță cei care zboară F-16 la noi în țară și ei merg și dau această centrifugă. E o centrifugă care îi testează până la 9G. Eu nu am dat-o și nici cei care intră în Academie nu o dau. În schimb, este scaunul, este giroscaunul care te învârte și care, în momentul în care, mă rog, sunt niște mișcări pe care trebuie să le faci cu capul pentru a-ți stimula într-un anumit fel aparatul vestibular și atunci deci îți creează anumite senzații. Deci dacă nu ai acest antrenament, s-a terminat și intri în acea centrifugă cu avionul. Și în centrifug, dacă intri în suprasarcină cu avionul și au fost și, nu la noi în țară, dar în istoria aviației au fost și piloți care au murit din cauza G-locului, adică și-au creat niște suprasarcini foarte mari și organismul efectiv ori au leșinat, ori au rămas momentan fără sânge la nivelul creierului și atunci n-au mai putut. Creat suprasarcini poate să se traducă că s-au jucat prea mult cu avioanele să facă cascadorii și a fost într-un limbaj popular, nu neapărat să facă acrobație, ci într-un dogfight sau într-un, nu știu, interceptare sau într-o manevră de luptă, nu neapărat, da, dacă să spunem așa în limbaj nostru, într-o acrobație, dar nu asta face, efectiv. Și pilot de vânătoare e, de fapt, luptă, nu? Asta se poate... Da, pentru asta te pregătești, da. Da, pentru... Și vine principiul că tu zbori un avion de vânătoare, ești pilot de vânătoare și așa mai departe, da. Aici trebuie să te pregătești și psihologic pentru eventualitatea unui conflict și în care ești de o parte sau de alta a unui eventual deznodământ nefericit. E greu să depășești o astfel de ipostază? Sigur, nu e ca pe front când ești chiar față în față, nu știu, poate chiar la un metru distanță și e o chestiune de viață și de moarte, dar și acolo în aer sunt decizii de viață și de moarte. Da, sau pot fi? Da, se spune că piloții au luxul ăsta de a nu fi față în față cu adversarul, cu inamicul, cum vrei să numim. Te gândești, poate la 19-20 de ani, sau nu știu, eu nu am făcut un liceu militar, de exemplu, când intri la un liceu la 16 ani, nu cred că te gândești la asta. Dar după care începi să te gândești și pe măsură ce evoluează lucrurile și tu crești, inevitabil e parte din antrenamentul tău pregătirea asta. Pare așa, poate sună, n-aș folosi neapărat cuvântul ciudat, dar nu sună neapărat confortabil să auzi că te pregătești pentru un conflict. Pe de altă parte, ne uităm în jur și ne dăm seama că noi ca lume, și când zic noi, mă includ categoric, adică noi ca oameni, la nivelul ăsta suntem. Făcea cineva și... o istorie că din nu știu câte mii de ani am avut câțiva zeci fără un război conflict, sau da, un conflict. Da, da, da. Câțiva ani consecutiv fără conflicte. Dar acum depinde și în ce parte a lumii ne uităm. Dacă ne uităm în Europa, dacă ne uităm în nu știu, în Middle East sau în Africa, nu mai vorbim acolo, poate la un nivel mai mic sau poate pentru că noi suntem mai departe și ca și Europa, ca și continent și nu ne gândim atât de mult, dar lucrurile fierb în continuare și au tot fiert acolo. Adică conflicte sunt peste tot. Avionul pe care tu ai zburat este un MiG-21. La momentul la care noi filmăm acest interviu, înțeleg, din spațiul public s-a luat decizia să se retragă aceste avioane. Care a fost experiența ta cu MiG-ul? Ți se pare... Dacă poți comenta o idee bună că se retragă, adică a venit timpul lor să se retragă și să vină noua generație de avioane? Eu personal asta cred, da. A venit vremea clar să se retragă. Faptul că au achiziționat niște avioane care să le înlocuiască și sper să mai achiziționeze e un lucru bun, deci practic se reînnoiește forța. Acum îi înțeleg, încerc să mă pun în sufletul piloților care încă zboară și îmi dau seama că este destul de greu pentru ei să scoată la pensie un avion sau avionul să iasă la pensie înaintea lor, ceva de genul ăsta. Dar
sunt convinsă că vor face tranziția pe altceva și se vor bucura în continuare de zbor și de pasiunea pe care o au. La un moment dat simți că face parte din tine avionul? Sau? Da, ești și antrenat în direcția asta, pentru că mă uitam la mine cum eram când era zburam în escadrila respectivă, după care am mutat la transport, care era diferența când, după ce m-am mutat la transport, după care m-am mutat la alte escadrile de transport și am putut să văd, să fac diferența, să văd și eu cum mă raportez. Și ești antrenat să fii una cu avionul, mai ales când e vorba de avion de vânătoare și zbor singur. Eu nu l-am zburat foarte mult. Experiența mea pe MiG-21 este mică în comparație cu ce am făcut după. Eu nu m-am desăvârșit. Deci eu am fost doar la început acolo, pentru că am luat decizia destul de repede să mă mut în 2012, când și atunci se vorbea despre retragerea MiG-ului 21. Și iată, am uitat cu mai mult de 10 ani. Exact. De asta, eu atunci nu am crezut că se va retrage și de asta am zis, ok, cum am început discuția despre vârstă, vârsta chiar contează, mai ales pentru un pilot de vânătoare. Și atunci nu îmi permiteam să mai aștept încă 10 ani să bine, nu știam că va fi 10 ani, încă nu știu câți ani, să se retragă, să zbora altceva, voi zbura, nu voi zbura. Am preferat să iau eu decizia de ce să fac în următorii 10 ani. De vânătoare, iartă-mă, la un carrier e diferența dintre o mașină de Formula 1 și un tir? Nu. Nu? Nu. Nu aș privi așa lucrurile. Când zburam avion de vânătoare, așa credeam. După ce am început să experimentez și ce înseamnă aviația de transport, nu e chiar așa. Bineînțeles, facem noi o glumă că împinge de manșă, coboară, tragi de manșă, urcă, reacționează la fel, ceva de genul ăsta, dar nu e așa. Prima senzație a fost că se întâmplă lucrurile mult mai lent, evident. După care organismul tău și corpul tău și creierul tău se obișnuiește și atunci nu ți se mai pare că lucrurile se întâmplă lent, dar unde e adevărata diferență e în managementul echipajului și în felul în care trebuie să manageriezi tot ce se întâmplă la zbor și și misiunea în sine. Și de aici, pe măsură ce înaintezi și începi să, nu știu, cum am fost comandant de aeronavă, instructor, vine cu atâta responsabilitate și nu numai pentru tine și pentru viața ta, ci și pentru cei din jur, la modul că poate ai, nu știu, câți au, 100 și ceva de pasageri, 200, poate ai un echipaj, nu poate, sigur ai un echipaj care depinde de tine, nu mai ești doar tu. Deci, un stres e înlocuit cu altul. Vitezele acelea, cum se percep pe avionul de vânătoare? Nu așa cum sunt percepute în exterior. În interior nu simți aceeași... Ai zburat și jos? Și, da, și mai jos și... În momentul în care ai niște referințe în exterior, da, percep viteza. Când ești foarte sus și sunt doar, nu știu, nori, aici, colo, sau nu mai percepi viteza. În schimb, viteza ta de reacție cumva trebuie să fie în concordanță cu viteza aeronavei și cum avem noi vorba asta, să zbori înaintea avionului. Deci mintea ta trebuie să fie tot timpul un pas înaintea avionului. Exact, să anticipeze și să fii pregătit să fii luat prin surprindere. Atunci acolo trebuie să ții pasul. Aia e viteza, de fapt. Cât de realist este dacă ai intra în rolul unui critic de film specializat, cât de realist este ce am văzut în Top Gun acum? Nu, e un film comercial, clar. Dar ce m-a surprins la al doilea film mai dar mult, când am fost și l-am văzut, pentru mine și chiar mă uitam, îl vezi cu alți ochi în momentul în care la un moment dat, sau nu știu, ești din lumea asta a aviației, pentru că acolo vorbește și de colegii pe care pierzi și de, nu știu, deciziile unor șefi, să spunem așa, la modul general. Și îți dai seama că cumva simți o presiune din perspectiva din acea perspectivă, dar ca și zbor în sine nu e realitatea acolo, nu.
sar peste capitolul ăla. Sau în Top Gun 1, când zburau, apropo de miguri, era vorba... Da, da, se mai zboară și în momentul ăsta, dar da, așa, echipele de acrobație... Da, la un metru și să faci poze... Da, nu, da? Ei, nu mai faci poze, nu, clar, nu. Dar în echipele care, de acrobație, care se antrenează pentru air show-uri, ei asta fac. Și atunci, dar într-un zbor și în misiuni, nu faci așa ceva. Te-ai simțit vreodată în pericol? Eu nu-ți cer detalii, dar ca situație generală. Da. Da. Am simțit și pericolul poate să fie, îl simt și din interior și din exterior și din... are foarte mare, foarte multe valențe. Nici nu știu cum să-l descriu exact, pentru că nu știi cum îl percep până nu ești în punctul ăla. Dar ești pregătit cumva, nu știu cum să explic, ești pregătit pentru pericolul respectiv. Mental te setezi, adică nu... Ce înseamnă ca regim de viață să fii pilot? Nici nu. Implică un anumit gen de disciplină a propriei vieți, nu știu... ai un anumit tip de antrenament, un anumit tip de pregătire fizică, un anumit tip de pregătire mentală, un anumit tip de pregătire emoțională. Eu merg foarte mult pe auto-pregătire. ai nevoie de exact de tot ce ați menționat, dar cred că în primul rând ce este foarte important, să zicem că ai trecut de etapa testărilor, știi ce poți și cine ești și ce ești, e foarte important să ai grijă de tine, de corpul tău. Pentru că și corpul tău în corelație cu mintea ta și cu emoțiile tale. Și să te cunoști foarte bine cum ai reacționa. Adică să nu te trezești că reacționezi emoțional într-o situație care ar fi cerut o reacție rațională, imediată. Și asta presupune un antrenament prealabil pe care să... Presupune un antrenament continuu și faptul că zbori de la o aeronavă mai puțin complexă până la una complexă, de la exerciții foarte ușoare până la exerciții mai complexe, de la misiuni de antrenament până la misiuni reale, tot parcursul ăsta te pregătește așa, îți dă cu lingurița până ajungi într-un anumit punct. Dar nu e suficient. Adică, pe lângă asta, tu cu tine trebuie să ai grijă de cred că de la ce mănânci ca să te menții cât de cât funcțional. Asta o să spuneți că orice om are nevoie, da? Sunt de acord, orice om ar trebui să ia. De asta zic că dar nu e neapărat pilot, pentru un pilot, dar s-ar putea să facă diferența la un moment dat. Și ce mănânci, Simon? încerc să mănânc cât de cât nu știu, să fiu atentă. Deci mâncarea sănătoasă? Încerc, da. Acum e un termen și eu la modă când cu mâncarea sănătoasă. Când spui exclud, te referi la fast food-uri sau la ce te referi? Da, tot felul de sucuri din astea colorate și așa mai departe. Țigări, alcool e așa ocazional. Și eu am avut norocul că am crescut la țară. Și acum uitându-mă în urmă, faptul că, cât să zic, 15 ani am mâncat doar ce au crescut ai mei, a contat, clar a contat. Și pe lângă mâncare e somnul, care cred, odihna în general. Odihna cred că e crucială. Eu cel puțin când am avut și zile foarte lungi de, ce să zic, 30 și ceva de ore fără somn, în care trebuia să performez, nu aveam, nu știu, stau pe un șezlong 30 de ore, simți. Am simțit când am avut 30 și ceva de ore după alte 30 și ceva de ore, chiar dacă am dormit 8 sau 10 ore între, și am simțit când eram fresh. Deci e foarte important odihna. Și odihna include somnul, dar nu numai. Adică un fel de să te pui pe tine într-o zonă de liniște mentală și emoțională. Dacă reușești asta, aici e mult antrenament, cel puțin pentru mine e mult antrenament.
Nu știu, o întrebare mai delicată. Cât de mult contează în acest echilibru și susținerea persoanelor apropiate, eventual partener de viață, soț, copii, dacă sunt... E o viață mai degrabă solitară sau poți avea și o viață de familie sau de cuplu împlinită cu aceste provocări ale... Eu încă mai cred, nu știu dacă sunt naivă sau nu, asta o să-mi demonstreze viața, că lucrurile sunt mai bune și urci mai mult într-o familie sau într-un cuplu sau nu singur, categoric nu singur. În același timp, haideți să rămânem, nu știu, la viața de familie sau de cuplu, ori te urcă, ori te coboară. Adică e clar că... Capa sfinției nu rămâne. Adică nu rămâne acolo, da. Și atunci... Și ai și exemple pozitive și negative în cercul... În jurul meu, da, absolut, da, 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 da. Și am pe mine ca exemplu, ca să nu vorbesc despre altcineva. Când am ales să zic stop, a zis fost pentru că simțeam că mă duc la vale. Nu era... Deci ai simțit în viața ta suișuri și coborișuri funcție de ceea ce se întâmplă în viața ta. Da, 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 absolut. Și aici, iarăși, intervine cum te reușești să te... Desetare. Să te setezi, exact. Dar, clar, ca om, în primul rând, e foarte important să ai și acest aspect prezent în viața ta. Mai degrabă din aceeași profesie sau din același domeniu sau o persoană care să n-aibă nicio legătură? Este... Nici nu știu. Cred că e la... La noroc? Nu știu dacă e la noroc, e cum ți-e scris, poate, deși și asta e și scus și acolo poate e până la un punct. Nu e neapărat, pentru că nu trăim încă într-o lume, aș spune, în care să nu existe o dinamică a puterii, să ajungi la un conflict sau la competiție, ceea ce ar distruge lucrurile și de asta e cred că trebuie foarte multă înțelepciune în primul rând. Da, și la nivel uman este foarte greu. Exact. Chiar că este partenerul tău de cuplu și așa mai departe, la un moment dat tot te îmboldește o invidie sau o chestie că celălalt a avut nu știu ce realizare. Da, da, da. Că celălalt apare la canal 33 și eu nu ce face ce face ea, ce are ea și nu am eu. Dar e doar o conjunctură și trebuie să înțelegem aspectul ăsta. Adică nu sunt cu nimic mai bună sau mai rea că apar sau nu la un interviu. După tine s-au mai călcat pe urme și alte fete? Din fericire, da, este chiar este încă o femeie care zboară MiG-21. De fapt, ea este singura, eu nu mai zbor. Ea este singura și ea a ajuns să fie și operațională pe acest avion. Sper, nu știu care este parcursul ei, nu vreau să spun ceva ce nu e adevărat, sper să facă tranziția spre F-16, pentru că MiG-21 va ieși din exploatare. Și atât e din ce știu eu în momentul respectiv. În momentul ăsta sper să mai vină, pentru că deja sunt 15 ani de când s-a deschis poarta, deci ar cam trebui să mai fie. Și cu ce le poți ademeni? Care sunt frumusețile în serie de pilot? Nici nu vreau să ademenesc pe nimeni, sincer. Eu nu. E... Atunci spune, fugiți! Că pe nici mine, așa. Pe mine, dacă mă întreabă cineva să-și facă televiziune, zic, run, Forest, run! Asta vreau să întreb. Save your life! Când ești direct implicat în ceva, oricât de mult îți place, îți dai seama că sunt și multe greutăți pe lângă. Adică n-ai de ales. Trebuie să le faci, că altfel... Bine, nu hai să le spun voi frumuseții, ați greutat să le vadă. Să le vadă, da. Nu, am și spus-o tot timpul, dacă simți că asta e pentru tine și că îți place și că e, nu știu, te definește din perspectivă profesională, go for it. Fă-o. Nu poți să trăiești cu regretul că n-ai încercat. Nu, este... Nici nu vreau să iau în calcul de asta. Chiar le-aș încuraja să încerce. Și știu că le va fi greu, dar asta e doar un detaliu. Acum facem parte din NATO, suntem cumva parte dintr-o
forță multinațională cu expertize în diverse domenii. Ai fost în conjuncturi de multe culturi, națiuni și așa mai departe. Și dacă cum e, ce ți aduce o astfel de experiență? Da, am fost la un post, și într-o misiune timp de 5 ani și spre 6. A fost până acum, pot să spun că una dintre cele mai frumoase perioade din viața mea, profesional vorbind. Am lucrat cu alte 11 nații diferite, cu România 12 în total. Am zburat în echipaj mixt, am făcut misiuni peste tot în lume. Acolo mi-am luat și calificarea de comandant de aeronavă și apoi de instructor. Pot să spun că m-am desăvârșit ca și pilot pe C-17 Globemaster și programul ăsta, Strategic Air Capability, are locația în Ungaria, dar cele 12 țări care fac parte din program își trimit oameni acolo și e practic, să spunem așa, pe înțelesul tuturor, s-au luat 3 avioane leasing, toate cele despre au participat cu cât au vrut ele și atunci, în funcție de banii pe care ai pus în program, ai un anumit număr de ore de zbor, trebuie să participi cu anumit personal și orele respective le folosești pentru a face misiuni în interesul tău ca țară în locații unde ți-ar fi greu să ajungi cu ce ai tu în țară. Și costurile se împart de întreținere și așa mai departe. Deci e un program inteligent, pentru că în Europa, fiind țările foarte mici, nu și-ar permite sau ar fi foarte costisitor să aibă o flotă de nivel strategic. E prea costisitor, n-ar renta. Limba în care se lucrează este engleza? Sau? În engleză, da. Deci e necesar să stăpânești limba engleză destul de bine. Da, absolut, că și zbori în engleză, toată comunicarea cu echipajul se făcea în engleză. Da, toată misiunea se ducea, briefing-uri, absolut tot, da. Ai mai prins și alte cuvinte, expresii din alte limbi? Nu neapărat, doar așa, cuvinte de bază, un mulțumesc, un la revedere, ceva care să lege așa un pic, să facă niște conexiuni, dar nu... Încercăm și pe timpul misiunilor și în zbor să menținem un anumit standard, pentru că la un moment dat zboram și cu oameni pe care nu-i cunoșteam și sau zbura prima dată cu ei, pentru că se roteau destul de des și încercăm să menținem prima dată un standard și de acolo mai folosim diferite floricele. Îmi imaginez că erai singura femeie sau printre puținele femei în diverse contexte. Aveam un prieten de origine arabă care spunea că a fost într-o țară africană unde culoarea era foarte închisă și el avea pielea destul de închisă, dar spunea eram the only white chicken, că era puțin mai deschis. Da. Cum e să fii așa? Probabil cu toți ochii ați simțit spre tine în mod involuntar, că ești în evidență. Când am ajuns acolo în acest program de care vorbeam mai devreme, mai era o femeie, o poloneză. Între timp ea a plecat, dar am avut, când am ieșit eu comandant, evaluarea, misiunea de evaluare, care durează câteva zile, pleci în diferite teatre. Ea a fost, am zburat cu ea și a fost și prima dată când am zburat cu o femeie. Și eu eram evaluată pentru comandant și era cu pilotul meu și chiar mă gândeam cum e, hai să-i spunem soarta, nici nu știu cum să o numesc, că în tot contextul ăsta eu îmi fac evaluarea alături de colega mea. Probabil când au făcut ei cărțile și când au făcut echipajele s-au gândit că atunci evaluatorul face asta și... Deci n-au tras la sorți. Nu. Evaluatorul îți creează misiunea, mă rog, misiunea este reală, dată de țări, dar el decide ce misiune trebuie să fie cât mai dificilă, trebuie să te pună în situații cât mai variate și asta cred că a fost foarte deștept din perspectiva lui, pentru că știți cum e, când stai într-un mediu, chiar dacă eram singura, așa că atunci s-ar de la una în alta, dar atunci, după ce mi-am luat evaluarea, am devenit prima femeie comandant din
din cadrul grupului, nu mai avuseseră femei comandant până atunci. Și lucrând și fiind tot timpul la manșă cu bărbați, a fost o altă setare mentală. Și inițial n-am conștientizat-o până n-am fost exact în momentul ăla. Și mi-aduc și acum aminte prima decolare cu ea. Mi-aduc și acum aminte prima aterizare. Eram chiar, nu știu, Amsterdam, Kabul, chestii de genul ăsta. Adică a fost... a fost foarte inteligent cine s-a gândit la asta. Și pentru mine a fost, nu știu, la final, după ce am și trecut evaluarea, ca un premiu, așa. Am zburat recent cu un avion comercial și era o doamnă pilot. E puțin neobișnuit. Bună ziua, vorbește capitanul dumneavoastră, nu știu ce. Încă la aviația comercială ei au femei pilot de ceva vreme. Nu, și acum... N-aș vrea să spun, dar cred că nu mai au problema asta, adică, sau cel puțin nu la nivelul la care e încă pe la noi, la partea militară. Ei au multe femei, da, procentual. Să fii instructor este diferit ca și abilități, ca și ceea ce este necesar ca să fii bun ca instructor față de pilot? Că una e să fii în teren și alta e să fii antrenor. Da, ca și instructor ești antrenor tot în teren, că trebuie să zbori efectiv, dar e clar o altă setare mentală și acolo, deci un alt nivel, pentru că zbori cu oameni care, nu știu, poate au mai avut un zbor, două înainte. Și atât. Sunt foarte începători. Începători, da. La început, chiar dacă i-au mai zburat alte aeronave și au făcut alt tip de misiune, în momentul ăsta, aeronava respectivă nu mai zburaseră, nu au experiență pe ea și nu e ca mersul pe bicicletă. Și ești, cum să spun, după vreo 2-3 ore de zburat cu un elev, dormi vreo 10. Da, mai ales dacă e mult. Trebuie să fii atent tot timpul. Dacă ăla face o greșeală foarte gravă, poți să o redresezi sau poate să fie fatală? Păi asta e, că trebuie să-l lași să-și greșească, dar trebuie să-l vezi până unde poți să-l lași să greșească, pentru că tu, mai ales când ești și un instructor tânăr, bula ta e cam așa în jurul tău, să spun. Și pe măsură ce tu caperi experiența ca și instructor, bula ta se mărește și poți să... Îl lași mai departe, el greșește un pic mai mult, tu poți să redresezi avionul și să scoți din evoluția respectivă și așa mai departe. Dar aici e așa un dans, din aproape în aproape, până te... Și câteodată nici nu știu pe omul, e prima oară când zbor cu el, deci trebuie să-ți dai seama destul de repede cam până unde, ce poate, cine e și până unde poți să-l lași. Și asta, bineînțeles, cunoscându-te pe tine iar și revin ca să închid lupa. Contează foarte mult să îți faci o autoevaluare corectă, nici să te supraevaluezi, că după care asta poate duce la un dezastru, nici să te subevaluezi, că nu mai ești un instructor bun. Nu-l mai lași pe omul respectiv să progreseze. Ești acolo. Ai un motto? Nu m-am gândit la asta până acum. Nu știu dacă am un motto. Ceva care să îți spui în momentele grele sau de cotitură? Îmi spun mai tot timpul, trebuie să încerc. Trebuie să încerc, da. Mulțumesc foarte mult, Simona. Acesta a fost interviul nostru de astăzi. E o onoare să avem acest dialog cu tine. Îți mulțumim foarte mult. Mulțumesc și eu. Mulțumesc mult. Vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați telespectatori, pentru că ne-ați urmărit și vă invit să rămâneți alături de programele Canal 33. Pe curând! We'll be right back.